Clienții care au vizitat zilele trecute un supermarket din Iași au rămas marcați după ce au citit mesajul unui bărbat, adresat într-un formular de la intrarea în magazin. Caut doamnă sau domnișoară pentru relație serioasă pe termen scurt. Ofer seriozitate și bonuri de masă. Este anunțul domnului în cauză, care a lăsat și numărul de telefon pentru a putea fi contactat de posibila parteneră. Comentariile nu au încetat să apară la mesajul devenit viral pe Facebook. Dacă era prințul din Dubai și avea bonurile de masă de la el, era coadă, scrie cineva. Țin minte în 2002 când am văzut prima oară gluma asta, comentează un alt utilizator. Să mai spună cineva că mama proștilor nu este mereu gravidă, de la 1 ianuarie la 31 decembrie, exclamă altcineva.